Salut! În acest video o să vă arăt cum am făcut acest suport pentru clești și patenți. În viitor, acest perete îl voi placa cu OSB, însă până atunci îl voi folosi pentru a-mi organiza uneltele de mână. Haideți să trecem la treabă și să le găsim un loc al lor, acestor unelte. Pentru acest proiect voi folosi această bucată de fier beton ca și susținere pentru clești. Vom mai avea nevoie de două bucăți de lemn care le vom prinde pe perete. Aceste bucăți de lemn le vom tăia la 45 de grade ca să nu folosim holșuruburi atât de lungi, dar și din motive estetice. Îmi cer scuze pentru unghiul de filmare, dar și pentru lumina slabă pe care am avut-o. În viitor, acestea se vor îmbunătăți. Am folosit prima piesă tăiată ca și șablon pentru cea de-a doua. Probabil nu era o idee rea ca să fac mai multe bucăți, deoarece voi face un suport și pentru șurubelnițe și pentru alte unelte. Acestea sunt cele două bucăți, a rămas un colț acolo pentru că nu era reglat bine debitorul, dar va ieși la șlefuire. Ca să nu crape atunci când le vom prinde, vom pregăuri. Trebuie să calculăm unde va veni gaura pentru fierul beton care va reprezenta suportul patenților. Este mai bine să fie mai depărtată de perete decât prea apropiată. Am trasat mijlocul pe prima bucată, iar apoi le-am pus una peste alta și le-am fixat cu o menghină mobilă, astfel încât să reușesc să dau gaura prin ambele deodată. Bineînțeles, o mașină de găurit cu coloană verticală nu ar fi stricat, dar cine știe, poate în viitor voi achiziționa una. Următoarea etapă a reprezentat o șlefuire a acestor piese de lemn. Apoi am îndreptat fierul beton la capăt. Apropo, dacă vă interesează să vedeți cum am făcut acest suport pentru polizorul unghiular, am un video detaliat pe canal. Ultima etapă a reprezentat oprinderea acestor suporți de lemn de perete. Însă probabil veți observa că ei mișcă puțin. Uitați-vă până la finalul acestui video și veți observa ce îmbunătățiri le-am adus. După cum se vede, am făcut și un test preliminar, un test de rezistență. Iar după aceea am adăugat pe suport și restul patenților și cleștilor.
Acesta este rezultatul final, acesta este suportul pentru clești și patenți pe care l-am făcut. După cum observați, este foarte ușor să luăm un clește sau un patent de pe acest suport și să-l adăugăm înapoi. Însă greutatea era în partea superioară, astfel că în timp sunt sigur că acele holșuruburi ar fi cedat, de aceea am mai adăugat două holșuruburi în partea de sus. Aceasta este îmbunătățirea care am adus-o, îmbunătățire care a consolidat foarte bine acest suport pentru clești. Aștept și părerile voastre, cum vi s-a părut acest proiect, iar dacă ți-a plăcut, te invit să te abonezi la canalul meu dacă nu ai făcut-o deja. Te salut și spor la meșterit!